Situația inedită într-un cartier mărginaș din Pitești. Două berze, mamă și pui, au devenit atracția zonei, mai ales că oamenii nu sunt obișnuiți să le vadă în această perioadă la noi în țară. Localnicii se tem însă că păsările nu vor mai rezista mult dacă nu sunt luate și duse la căldură. În ultimele două nopți în Pitești au fost minus 9 grade Celsius. Berzele vin în fiecare vară în oraș, dar toamna obișnuiau să plece spre țările calde. Anul acesta însă, una dintre ele a rămas în cuib, împreună cu puiul. De când sunt berzele astea aici la voi pe stradă? Din vara trecută. Dar de ce crezi că n-au plecat? S-au acomodat aici cu noi, sunt ale familiei. În urmă cu câteva zile, când au văzut că temperaturile scad simțitor, locuitorii au sunat la 112. Păsările s-au speriat însă de lumina puternică a proiectoarelor, folosite de militari. După ce au venit pompierii, au ridicat scara, s-au chinuit oamenii să prindă berzele și pe cea de aici și pe cea de acolo. Și n-au reușit, au fugit. Poate se găsește altă metodă să vină să le ia, că nu mai rezistă. Uitați-vă și dumneavoastră în ce situație arată. Păi două zile la rând a fost numai 9 grade. Minus. Potrivit martorilor, barza ar fi rămas aici deoarece puiul ei nu era pregătit de zbor când au plecat stolurile. Oamenii cer ajutorul specialiștilor. Se tem că păsările vor muri în câteva zile de frig dacă nu sunt duse la adăpost. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.